la o surpriză. Ieșit din Legliu Gară, nu știu unde mergem. Vedem. Se aude așa când e un pic mai răcoare, acum e mai cald și cred că s-au ascuns și păsărele, dar dimineața se aude așa zumzătul ăla de păsărele și așa de plăcut, parcă te simți așa într-o pădure și cu lanul de lavandă pe lângă. Oamenii se bucură de frumusețea asta și faptul că vin și stau foarte mult timp, petrec foarte mult timp în anul cu lavandă, special sâmbătă, duminica, când au foarte mult timp la dispoziție sau vor să-și facă timp pentru așa ceva, este minunat. Cine dorește și vrea să scoată cățelul mai mic, mai mare la plimbare, cu mare drag se poate veni cu copii mici, copii mari, atâta timp cât nu se strică lanul cu lavandă și se respectă cât de cât regulile de bun simț. De când avem noi lavanda, am tot încercat să spunem că apa de lavandă este benefică pentru ciupituri, zgrieturi, diverse afecțiuni, chiar și pentru asurile solare. Sarea de baie, care este foarte bună pentru picioarele umflate, pentru o stare de bine, relaxare. Uleiul de lavandă care este folosit pentru dureri de cap, pentru relaxare, nervozitate, calmează totodată, bun pentru insectele din casă, muște, țânțarele alungă. Rolonul la fel este bun pentru copilașii, pentru rănii sau ciupiturile de țânțari, insecte.